Și astăzi Dumnezeu și-a mai arătat harul față de noi. Mărească-să numele Lui. Și astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat să vedem că El poartă grija noastră a fiecăruia. Ce minunăție! dacă cineva are ochi să vadă soarele să vadă vremea să vadă pe semenii lui să vadă toate cele care se întâmplă în jur astăzi îl rugăm să-și deschidă ochii mai larg și să privească în sus să privească la Cel ce ne le dă pe toate, a Lui nume să fie slăvit. Amen. Și acesta, prin harul Domnului, vedem și astăzi că în familia Moroșan a dat o draslă nouă, binecuvântat să fie numele Domnului și binecuvântat să fie acei părinți, care nu se opresc cu de la sine putere, ci urmează spusa biblică, creșteți, înmulțiți-vă și apoi umpleți biserica din Chicineri. Măriți să fie domnul! Aceasta este o mulțime naturală, și poruncită de Dumnezeu. Glorie Domnului! Mă bucur așa de mult pentru toți cei prezenți și pentru familia Moroșan. Doamne Iisusă, binecuvântă-ne pe toți! Dar acum să ascultăm sfatul omului lui Dumnezeu care a scris acest salm el este un descendent din familia lui Corei, și a ajuns să fie pus în slujbă de către David. Dar, în același timp, el slujea Dumnezeului celui viu, a cărei glas l-a ascultat și în zilele cumplite. Mărit să fie Domnul! Și acum din partea lui Dumnezeu vorbea el. Ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Dragii mei, <coughs> el vorbea din partea Domnului, dar să-i expunea, știind sigur că el este un vas prin care Dumnezeu vorbește și ruga atunci pe evrei din timpul lui și pe noi astăzi de aici să ascultăm ce ne vorbește el ce anume vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi ce au auzit ce am auzit ce știm ce ne-a povestit părinții noștri, lucru mare. Vedeți, transmisia aceasta de la părinți la copii, de la o generație la altă generație, e o poruncă venită și prin graiul lui Asap, dar ea este de la Domnul. Părinții trebuie să povestească cu copiii lor despre mântuire, măriți să fie, Domnul. La ora asta, părinții sunt foarte ocupați. Mulți din ei și tată și mamă lucră și copiii cresc cum crește lemnele în pădure. Dar mai mult când e acasă, trebuie să se ocupe de copii cu școala. Că dacă nu, copiii nu învață, rămân în urmă. Și părinții sunt supărați când copiii lor au note slabe. Dar, între toate acestea, ar trebui să nu uităm că Dumnezeu are și El școala Lui. Și școala asta lui a pus-o în mintea mamelor și a taților pe care cu poruncă îi obligă să-și crească copiii în cuvântul lui Dumnezeu. Ori dacă tu dimineața n-ai timp, în fugă, pe toate le lași, duci copiii, te duci tu la lucru, s-ar târziu, te ocup de copii, te ocup de ale căs, de mâncare, de ce trebuie și n-ai timp, caz de oboseală, te pui în pat, adormi și porunca lui Dumnezeu nici nu strece prin minte că ar trebui să o împlinești. Deci trebuie să-ți faci un timp pentru copii. Nu uitați! cu tot cazul nostru a familiei mele care l-am avut în viață, urmărit, hărțuit, la servici, diminuat salarul și câte necazuri. Dar una mi-a stat totdeauna înainte să povestesc despre Domnul Isus și cu copiii, iar nevasta mea și mai mult decât atâta. Apoi găseam și un timp cândva când să mă joc cu copiii și dacă nu te joci cu ei, nu-i câștigi. Ei stau străini față de tine, mai ales că tu vii numai ca la hotel, numai dormi, mânci și gata, încolo tu n-ai familie, ai numai lucru și străini, apoi bai mare. De aceea, omului Dumnezeu să străduiesc, să ne învețe ce am auzit, ce știm. Și părinții mei aveau mult lucru: aveau vaci, aveau porci, aveau oi, aveau pământuri. Tot timpul aveau lucru. Iarna, mama, trebuia să toarcă, să țese, apoi să croiască, să coase haine la copii și la bărbat și așa mai departe. Dar cu toate lucrurile astea era timpul în care copiii s a adunat de jur pe lângă ea și ea povestea, cum știa ea, de Domnul Isus. Avea un catachism de la greco-catolici și lua pe ăla și rugăciunile ei erau fără nicio lipsă dimineața la sculare, la masă, la culcare seara toate rugăciunile trebuie să le rostim toți 11 copii în cor, toți cu voce tare. Păi dacă tu te pui dimineața la dunga patului, dacă cumva nu ești prea grăbit, și închizi gura numai în capul tău un pic, copiii nu aude nimic. Vidi la lucru grăbit, mai stai un pic așa, mănânci, copiii nu aude nimic. Sara vii trudit, te colci, copiii n-au nimic. Ce fel de pocăință practici tu? Și ce fel de religie sau de credință va învăța copilul tău? Dragii mei, nu uitați ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu trebuie să ascundem de copiii noștri, copiilor care vin după noi, ci trebuie să vestim neamului de oameni care va veni lucrările Domnului. Evreu trebuia să spună tuturor copiilor toată istoria lor băgia lor din Egipt, salvarea lor de către Dumnezeu, trecerea Mării Roșii, cum le-a dat la Mara apă, cum le-a dat din stâncă apă, cum i-a călăuzit prin pustie, cum le-a dat în primire Cananu, toate astea ele le povesteau. Dar tu nu ai ce povesti? Dragul meu, tu trebuie să te ocupi de copilași. Nu numai să-i faci, să-ți placă și să-i crești, să-ți placă să-i îngrijești, să-i hrănești, Că de aceea Dumnezeu ți-a dat putere și ți-a dat sămânță care să ai după tine urmași, binecuvântat să fie Domnul. E o să porți în brață un copil. E o să te uiți aici la un copil că cânt alături de bătrâni în cor. E o să-ți să vezi copilul tău cântând la instrumente. E o să-l auzi rugându-se și mai ales rugându-se cu patos, cu lacrimi. Dacă tu îl înveți așa, dacă nu, nu-i mare lucru când e mai mare să pățești ca fata lui Tindale sau cum îl chema pe ăla care a scris cartea aia, vânt proaspet, foc proaspet. Când el a ajuns să aibă o biserică mare și lucrurile mereau bine nevastă sau conduce corul bisericii și alte lucruri, dar de copii nu prea avut el vreme să se ocupe. Nu prea avut el vreme să se ocupe. Într-una din zile, fata cea mai mare se pomenește cu ea că își face bagaje, două bagaje bune, ce faci tu? Să știți, nu mai întrebe Dumnezeu, nu mai întrebe biserică, nu mai întrebe, eu nu mai depind nici de voi, am trecut de 18 ani, eu mă duc de acasă. Mă, o năcaz din la mare pe părinți. Și atunci să roagă el, plânge, fata nu ascultă, să duce. A doua zi era adunare și el hotărât să duce la adunare plângând cu gândul mă scol și îmi dau dimisia de pastor și nevasta de la cor și tot ne retragem. Dacă una ca asta s-a întâmplat, ne retragem. Dar cum s-a făcut că nu a putut sosi la timp când o sosit, frața era în rugăciune, sosește și el. Și când sosește și el, plâns toată lumea îl vede, el vrea să le spună că și de dimisia, că uite, fata i-a fugit de acasă. Băi, s-a pus adunarea aia pe rugăciune, și o strigat cu strigăte mari către Dumnezeu și l au rugat să intervină. Când a venit, nu l-a lăsat biserica să-și dea demisia. Când a venit acasă, nevastă sa era gata, pregătită și e, cumpăra să și bilete, să plece din localitate și gata cu slujba. El stai, dragă, uite, nu mai, nu mai, am cumpărat și bilete. Nu tu, fată, uite ce s-a întâmplat tu. Și ne-am rugat cu toți și biserica nu-i de acord. Mare lucru. A doua zi spre sară, fata era cu valijorele la poartă. Să vie tata, să vie tata. Fuge mamă, să hai mă, că uite ce ați făcut sară? unde a spus aseară. Și eu spus, la biserică, și biserica s-a rugat. Apoi vezi, m-au ajuns rugăciunile voastre și am întors înapoi. Măriți să fie Domnul! Dragii mei, copiii trebuie sprijiniți cu rugăciune cât îl vezi tu de sălbatic. Îi al tău! Și luptă-te pentru el, mărit să fie Domnul Isus Hristos. În altă ordine de idei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, el a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Izrael. Mărturia însemna lucrarea prorocilor, prorocia, căci așa ne spune și în Apocalips mărturia lui Hristos și Duhul prorociei. El a pus o mărturie în Iacov, a pus proroci, a dă la copiii tăi de proroci, ține-te cu cei ce se roagă, cu prorocii, cu oamenii rugativi, nu te feri de asta. Și apoi, o lege în Israel, dar în Isaia 51, cred că da, în Isaia 51, acolo ne povestește că a vine o lege nouă și legea nouă e legea adusă în har de Isus. Și Domnul Isus Hristos nu mai ne invită numai la legile vechi, că ele au trecut, dar ne poruncește să păzim poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele, nu sunt ca cele ale Vechiului Testament, care dacă nu le împlinei să te omoară. Poruncile Lui sunt ușoare, sunt un jug ușor, măriți să fie Domnul. Totul se bazează pe dragostei să ai dragoste în familie, să ai dragoste între neamuri, să ai dragoste în biserică, să ai dragoste de Dumnezeu mai presus de orice și atunci toate acestea sunt așa de bune. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe ia copiii fă să cunoască și ei spusele Duhului Sfânt, spusele lui Isus. Citește mereu Noul Testament cu ei. Nu la dâncim Vechiul Testament în războaie și în toate lucrurile petrecute acolo care nu le mai pot înțelege mulți oameni și să potignesc, ci din potrivă Învață pe de rost, dacă se poate, Evanghelia lui Ioan cu copiii și Noul Testament în întregime. Te va face pe tine înțelept și pe copiii tăi credincioși și veți putea sluji împreună Domnului. Și apoi, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu. Mare lucru îi să poată ști copiii tăi ce ți s-a întâmplat, de câte ori Duhul Sfânt ți-a vorbit, te-a ți avertizat, Făi părtaș și pe ei la toate acestea și atunci ei vor rămâne tari în credință. Al mintrelea, dacă ei nu cunosc leja lui Hristos, dacă ei nu știe Biblia, dacă ei nu au învățat să cânte, să se roage cu părinți împreună, vor ajunge la versetul 9. No. Fiii lui Efraim, cred că nu prea au fost învățați, fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dos în ziua luptei. Tinerii au atâta luptă, copiii zilelor noastre au atâta luptă, dar ei trebuie să fie înarmați cu cuvântul să priceapă lucrările Domnului, să asculte pe Duhul Sfânt, să întrebe pe Domnul prin Duhul Sfânt și în felul acesta, în luptele lor, nu vor da dosul al mintrelea, ei dau dos în ziua luptei și atunci Osea vorbește despre ei ca de o turtă neîntoarsă pe care nu o poți mânca. Pe o parte e prăjită, pe cealaltă i-a luat gol. Pă nu-ți vine să o mânci. Așa era Efraim. Așa. Pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble în tocmai după leja lui. Au dat uitării lucrările lui, minunile lui pe care le arătase, înaintea părinților lor, el făcuse semne, minuni în țara Egiptului, în câmpia Țoan, unde s-a întâmplat atâtea minuni făcute de Dumnezeu cu Israel. Ce să vă mai spun pe mine, de atâtea ori m-a cercetat o durere a inimii când am văzut copiii de-a fraților că nu umblă bine, că nu ți în calea, că nu stau aproape de Domnul. Dragii mei, copiii ăștia sunt aduși pe braț de rugăciune, peste copiii ăștia s cerut numele Domnului. Cu punerea mâinilor pe ei, copiii aceștia, trebuie cum sunt închinați Domnului de mic, toată viața lor să trăiască cu Domnul. Dar trebuie ca părinții să-și facă datoria, dacă vreți, să najungeți să plângeți mai târziu. Astăzi, până copilul încă nu vorbește învață-l rugăciunei, să știe de rugăciune, să știe de cântare și când începe să vorbească, să cânte, să se raje, să-i fie drag de asta. Doamne Iisusă, ajută-ne și mă rog lui Dumnezeu ca toți părinții să fie echipați cu dragostea de Dumnezeu care să o transmită în copiii lor. Și toți copiii, mă rog, Dumnezeu să sufle peste ei un vânt și un duh de ascultare de părinți și de iubire de Biserică și de Sfântul Cuvânt. Glorie Domnului! Amin!